chiar dacă ești bun, există excepții. O să vedem noi prin ce excelează ceea ce era în Codru, pe Fisculaș, în Maramureș, în Codru și din Gorj. Ia-ți un microfon. Eu zic așa, să începem cu Ioachim să ne zică un mănânțel de pe Fisculaș. Și atât așa, armonie aveți cât o zis Dumnezeu. Așa. No. Thank you.
Vă rog acum, uite, nu-ți pregătiți. Suntem la o nuntă. Unde sunt? Ucrainieni. Ce? Unguri. Evrei. Eu rog acum, pe Ioachim, să ne cânte un vals. Nu. Un vals. Așa. Un vals. După aceea, continuă Dan Daniel, Ștefan, și cântăm două muzică, cum îi zice la asta, academic. Așa. Thank you.
Capitală Europeană a Culturii în 2021. Haideți să vă aud! Mai tare! Cu siguranță! Încă o dată! Maestre, ce ziceți? Dacă avem muzicanți de aici și oameni și consilieri, cum sunt în Baia Mare, primarul Cătălin și cu ceilalți de aici, să mă bată Dumnezeu dacă nu puteți fi capitala europeană, nu glumim. Atenție, Andreea a lucrat pentru capitala europeană, Sibiu. Știi cum? A fost, da, încă ceva. Eu să știți că în ultima vreme mă uit peste umăr așa și mă uit să văd ce tineri vin câte mine. Să știți că tinerii ăștia cu masterate, cu doctorate, îți până la Londra, până la Berlin, până nu știu pe unde, să știți că le umblă mintea, nu numai așa cum se vorbește, ce de discotecă. Nu-s de discotecă, că au minte ca cât o discotecă. Atenție! Nu, fii atent, Andreea, ce te-a așteptat pe ceva eu la joc? Maestre, nu m-am așteptat, dar mă bucur. Ce vrei tu să gătăm jocul ăsta, ci? Păi vrei să jucăm? Haideți să jucăm, să mă învățați una de Maramureș. De Maroșteavă, zi una de învârtit din Lăpuș. Da, din Lăpuș. Nu mă pune să joc, eu din Lăpuș. Thank you.
predați dosarul, sunteți aici o echipă, sunteți cu Vlad Tăușance, cu Raluca, cu Iulia, Cătălin toată ziua, îi dați telefon, sunteți nebuniți, așa? Acum, eu când îi vedea dosarul și auzi strigând acolo, Baia Mare este propusă și dosarul a fost aprobat, eu atunci să mă bată Dumnezeu dacă nu beau două pahare de apă. Așa, de fericire. Așa, de fericire. Și se va întâmpla, pentru că este o echipă aici senzațională. Și atenție, că sunt niște proiecte aici. Este o expoziție de fotografie extraordinară. A fost asta o lansare de carte la doamna Săftoiu. Sunt concerte importante, sunt oameni deosebiți aici. De ce am propus acest concert? Pentru că, domnilor, ați uitat să fiți dumneavoastră. Noi aici, domnilor, aici nu suntem la un spectacol la Ateneu, când suntem la Ateneu. Trebuie să fim pentru Ateneu și când suntem pentru piața asta, suntem. Ne întâlnim, glumim între noi, strigăm, adică suntem la un bâlci. Noi am uitat bâlciurile acestea pe trece și tot timpul vrem să le încadrăm în scenă. Muzica asta, asta nu încă pe oriunde, nu încă pe oriunde. Dacă lucrul acesta se va înțelege, că da, Ștefan cu Joachim, cu Iompo și cu grupul trebuie să cânte din Marea Mureș și așa și să bem la o altă și să cântăm, să mă bată Dumnezeu dacă nu, devenim capitală europeană. Deci nu glumesc, atenție că nu mă leg de proiecte de dragul de a mă lega. Dacă mă vedeți în ultima vreme mai des cumva, mare, de aia mă vedeți. De aia mă vedeți. Să știți că eu sunt în Baia Mare, dar nu m-am dus până la Maică. Sunt aici, sunt aici, cu povestea oamenilor de aici. Mâine vezi concerte, mâine plec la Cluj, o altă poveste. Dar hai să-i dăm drumul, șefii de pe la birturile astea de aici să aducă niște urechi, să vă ducă pe la casă la joc. Dacă n-aveți bani, fii atent. Încep eu să vă iau Horic, altă situație, nu mai știu, nu mai știu ce să fac. Așa, Mihaela. Te spun, fii atent, te spun Mihaela și pe eu cheamă Andrei. Știi de ce? Că strig vă trei Andrei pe aici, vă trei Mihaela, nu mai știu care e Mihaela. Că te-ai frumos. Maestre, nu mai contează cum le cheamă, important e că suntem frumoase. Dar eu vreau să vă zic ceva, că tot povestiți de publicul Băimărean și o vin de la Sibiu. De câteva zile mă tot uit la publicul Băimărean și ce am văzut acum în seara asta este minunat. De mult n-am mai văzut atâta bucurie și un public atât de frumos cum sunteți domniile voastre, așa că haideți să aplaudăm și să vă aplaudați, pentru că întotdeauna atunci când suntem artiști, cântăm sau creăm pentru public și ne închinăm, și asta vreau să vă spun, ne închinăm în fața Măriei sale, publicul din Baia Mare. Felicitări! Doamne ajută și pentru Baia Mare, capitală europeană a, ajutați-mă, culturii! Să aveți o seară minunată, mulțumesc și vă bucur că m-ați lăsat să văd oamenii atât de minunați de aici. Am amante în șapte sate, de să mărge domnul! Am amante în șapte sate, măi domnul! Gata, domn profesor, imediat! Yeah.
leagă. Mai am una în Brâncoveaca, cel ce pe ei e sărac, acum mă vede. Taierața, acum mă vede, taierața. Hai, hai! La un curs de mahala, e una bibirica, dă mă bagne la barea, să mă judec cu voi greu. Să-mi ajute cum o-i vrea, peperii și pân' saltea, mă. Peperii și pân' saltea, părăcogina nu vrea, mă. Părăcogina e tare, face bube, la spinare face bube, la spinare. Crezi că de nevasta ala e mai prost ca ea, oh. Iau-l-a pe pruș, care-i trei coaste de drac, care-i trei coaste de drac, asta-i ființa pe veiască, pe bărbață împăcărească. Lene, lene, șanea, lene, aia cu părpăticele, mai băgă la pune grele, la marfil la grele. Asta e frumoasă ești, tu păstați la casă, tu trăiești. Eu, tu părstatul, o iubire, mi-a dat drumul la iubire, să mă păstăm frumpețiță, ca să-mi rupe rupeniță. Ai, ai, Ius, mai femeie tinerică, cu limba de purpurică, cu ochii de păsărică. Să fie tu curdice, dulce ca carnea de ier, ca șoriciul de pucer, moare neguța de ier. Aoleo mâna, aoleo pietul, și de frică de dumitul, că mă taie cu cuțitul și mă face bucățele și mă aruncă. La cuțele și mă aruncă, da, la cuțele. Hai, hai! Să vedem ce m-am gândit, să vedem ce m-am gândit. M-am purgat îndrungit și-am dat vorbe ca murit. Să mă duci banii ce-nțuc, fetele care mă plâng. Să mă duci banii ce-nțuc, mândrele care mă plâng. Dușmanii râdeau de moarte, mândrele mă plângeau toate. Dacă îmi fura lumânare, de trei puțin din picioare, uite așa! Uite-a dracu' mai mare, că tot mai dă din picioare, că tot mai dă din picioare. Vezi femeia cât de-a dracu', când își ferme că-l bărbatu', ia cârpa și leagă ca copul, ca să-l lucră de bărbatul. După ce pleacă bărbatul, ia și îngomotește capul. Ia copilul desfășat și pleacă cu el prin sat, strigă că-n sat se uite. Ia când și-a văzut amatul, strigă că ia că-și leacul, era mai ca ea drag. Ca să-i pinta pe veniască, pe bă, poate-l păcădească. În 2005, când am început să realizez emisiunea La Porțile Cerului, m-am întâlnit cu foarte mulți lăutari din România.
cadă, 30 de lăutari s-au dus în lumea de dincolo. Dacă mi-ajută Dumnezeu, undeva la începutul în ianuarie, o să editez 30 de materiale cu acești lăutari, undeva la începutul, va fi un spectacol grandios, îl vreau la Ateneul Român. Veți avea foarte mulți, foarte mulți la spectacolul de gale din Marele de aici. Deci Toni, Titi, Emil și cu nea Costină lăutarul din Cezier. Ce vreau să vă spun? În octombrie începe grila de toamnă pe TVR2 drumului Leșu. Am filmat deja 5 emisiuni. În primele 5 emisiuni aveți din Maramureș, a fost Ștefan Petreuș, a fost la București, am realizat o emisiune cu domnia sa, a fost cu Andrei, a fost la București grupul Iza, a fost la București Dan Daniel, așa, au fost cei din Gorj, veți avea 4 sau 5 emisiuni cu invitați, cu Alexa Visarion, cu foarte multe personalități într-o emisiune, o am invitat-o pe Loredana Groza. Ea a cântat multă muzică lăutărească. O să vedeți niște episoade senzaționale. Deci sunt filmate și sunt montate. Undeva începe emisiunea la început, ce să zic, 11, că vor fi primul episod. Vor fi 4 sau 5 episoade cu Maramureșul, cu Țara Lăpușului, cu Țara Cornului și așa mai departe. De ce vă spun? Sunteți simpatici, da, sunteți simpatici. Da. Asta e bâlciul, se joacă, mie îmi plac oamenii ăștia, numai copilașa ăștia, dacă este un concert cu Filarmonica London Orchestra și ai 4 din ăștia în sală, dirijorul pune mânurile așa, Barenboim, și zice pa! Deci la bâlci merge orice, când suntem în catedrală, când suntem într-o sală de spectacole cu pretenții de sunet, educația este aici copiii joacă, ce asta, suntem la bâlci, nu mă deranjează deloc, absolut deloc. Asta e bâlciu, asta e bâlciu. Dar stați să vedeți unde ne ducem noi acum. Ne ducem în Gorj și o rog eu pe Margalina să ne cânte o doină cum se cântă în Gorj și o hăulită cu Gabriela împreună. Să vedeți dumneavoastră ce cântă Margalina. No, hai Margalina! Mă gândesc la pătrâni.